Noul an școlar a venit pentru 32 de copii din mediul defavorizat cu noi cadouri. Este vorba despre un ajutor primit din partea celor de la Asociația Caritas Petroșani. Pachetele distribuite celor mici au fost achiziționate din donații în valoare de aproximativ 8.000 de lei provenite de la oameni de bine, iar conținutul lor a cuprins atât lucruri folositoare în cadrul activităților din școală, dar și câte o pereche de încălțăminte. Avem o frumoasă campanie numită Și eu vreau să învăț. Anul acesta am desfășurat ediția cu numărul 7. În fiecare an, în perioada august-septembrie, invităm membrii comunității să facă donații sub formă de bani sau donații sub formă de rechizite și la începutul anului școlar dăruim celor mai nevoiași dintre copii aflați în mare dificultate un ajutor sub forma unui ghiozdănel complet echipat. Anul acesta, pentru prima oară, am reușit cu donațiile strânse ca, în afara acestor ghiozdănele foarte frumos echipate, să dăruim fiecărui copilaș și câte o pereche de încălțăminte nou-nouță. Și suntem foarte mândre și încântate pentru acest lucru. Am avut o sumă de peste 5.000 de lei, bani cash strânși, și de asemenea am primit rechizite în cuantum de vreo 2.800 de lei, am făcut noi o estimare, deci au fost niște sume importante, lucru care ne-a ajutat foarte mult, pentru că altfel nu am fi putut ajuta acest număr de copii. 32 de ghiozdănele și perechi de papucei au fost distribuiți zilele acestea în comunitatea noastră. Campania în cadrul căreia au fost făcute aceste donații a ajuns la cea de-a 7-a ediție, ceea ce înseamnă că a devenit deja o tradiție în comunitate să se ofere o mână de ajutor și copiilor care sunt mai puțin norocoși, dar își doresc să învețe.